Sâmbătă 22 decembrie, de la ora 17, Marea Familia Ceferiștilor din Teiuș se reunește la Casa de Cultură Orășenească. Aici va avea loc o întrunire festivă a tuturor celor care au avut sau mai au încă legătură cu ceea ce a însemnat nodul de cale ferată Teiuș. Fiu de ceferist, primarul Mirel Hălălai a avut fericită idee de a organiza anual în Teiuș o întâlnire a ceferiștilor, propunere care a fost adoptată imediat de consilierii locali. Noi, ca și administrație locală, ca și primar al localității, ca om provenit din rândurile ceferiștilor, tatăl meu fiind ceferist prin vocație, am considerat necesar, împreună cu echipa de consilieri, să promovăm spiritul ceferist al orașului și ne-am gândit să facem cel mai bine acest lucru, promovând o întâlnire a ceferiștilor, ediția întâi, cum o dorim noi, ediția întâi promovată în așa fel încât să putem să ridicăm acest spirit ceferist, să putem să arătăm lumii că nu suntem oamenii care au neglijat calea ferată. Calea ferată este un obiectiv care pe toți ne-a legat, la marea majoritate a concetățenilor mei ne-a asigurat cariere, le-a asigurat bunăstarea familială și pentru asta noi nu avem voie să o uităm. Important nod de cale ferată pentru Ardeal și România, Teiușul nu mai are astăzi decât o gară pustie, prin care trec zilnic, ca niște fantome, 2-3 trenuri.